Bună seara, vă spun din nou la această emisiune Teologia în Actualitate. Suntem bucuroși din nou să vă prezentăm o temă interesantă, de fapt continuarea aceleași teme care a fost săptămâna trecută. Nu știu care a fost reacția dumneavoastră, pentru că noi, eu personal am doar în față o cameră și un ecran, așa că nu v-am văzut fețele, dar probabil că după ce ați aflat cam cum stăm din punct de vedere al vieții spirituale, evanghelicii din România, probabil că unii ați trăit o profundă dezamăgire, alții s-au născut semne de întrebare dacă analiza prezentată de pastorul Runcan este una autentică, alții poate ați stat cu indiferență, viața merge înainte, mulțumim lui Dumnezeu că existăm. Probabil ați rezumat toată discuția, dezbaterea de data trecută. În seara aceasta vă propun să continuăm și spunem din nou bun venit pastorului Remus Runcan la această emisiune. Bine ai venit, ne bucurăm să fim din nou împreună. Da, vă spun și eu un cuvânt cald de salutare de aici, de la Timișoara, pentru toți cei care ne urmăriți fie live, fie că ne veți urmări în zilele următoare. Cred că tematica aceasta a spiritualității este una pe care ar trebui să o reconsiderăm. Cred că fiecare credincios trebuie să fie într-un proces de creștere spirituală și această spiritualitate trebuie să crească odată cu trecerea anilor. Nu e nimic rău să fii copil la 3 ani. Problema este dacă rămâi copil la 45 de ani sau la 50 de ani, înseamnă că ai o problemă, un infantilism care nu este normal. De aceea n-aș vrea să jignesc pe nimeni în domeniul acesta al spiritualității și să-l fac să se simtă cumva stingher, dar vreau să spun că odată cu trecerea timpului, fiecare dintre noi trebuie să ne dezvoltăm această viață spirituală, aceste abilități spirituale, astfel încât să putem fi eficienți în generația în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem și să trăim. Mare adevăr, avem nevoie de creștere, provocarea acestei emisiuni este la creștere și la întoarcere, probabil, dacă unii dintre noi am pierdut acele valori fundamentale ale spiritualității. Data trecută am discutat 4 dintre domeniile care privesc viața spirituală a unui creștin și au mai rămas 10 domenii de discutat și aș vrea să vă întreb care sunt celelalte 10 care pe care ați pus lupa în analiza pe care ați făcut-o. Cele 10 domenii care au rămas cumva nediscutate data trecută sunt implicarea în biserică, cunoașterea darurilor spirituale personale, împărtășirea Evangheliei și a mărturiei personale, citirea de literatură creștină, dărnicia creștină, nivelul de mulțumire personală, supunerea față de autoritatea eclezială, vulnerabilitate în fața unui păcat specific, nivel de mulțumire față de predicarea din biserică și nivelul de mulțumire față de imnologia din biserică. Cred că avem și un PowerPoint cu aceste 10 domenii. Următorul slide, cred că sunt prezentate. Cei care doriți să le aveți pe toate 14, vă recomand să cumpărați această carte și puteți să aprofundați fiecare din aceste domenii. Am văzut că ați început analiza de la elementele fundamentale, de la citirea Scripturii, de la rugăciune, de la post și ați continuat spre spiritualitatea proiectată în activitatea, în slujirea unui creștin. Și în seara aceasta am văzut că ați discutat despre implicarea în biserică și cunoașterea darurilor spirituale. De ce ați separat cele două lucruri în analiză? Implicarea în biserică și darurile spirituale nu sunt cumva împreună? Da, într-o oarecare măsură, cele două lucruri au o legătură clară între ele. Oamenii care sunt implicați în biserică parcă, în general, își cunosc bine darurile spirituale. Spuneam că par pentru că nu toți cei care slujesc
De fapt, își cunosc darul spiritual. Și aici aș vrea să fac o observație, și anume implicarea unora în biserică, care poate fi doar un act de activism religios. Pentru că noi îi educăm pe oameni și îi învățăm că trebuie să fie activi în trupul lui Hristos, s-ar putea ca unii dintre ei să facă lucrul acesta dintr-un activism și nu dintr-o convingere personală și să nu o facă conform darurilor pe care Dumnezeu li l-a dat. E foarte important domeniul acesta al darurilor spirituale, pentru că acelea sunt domeniile de maximă implicare și eficiență în lucrare. De aceea am făcut un tabel de cross-tabulare. Eu am făcut mai mult de 200 și am generat mai mult de 200 de astfel de tabele. Poate putem să-l punem și pe ecran ca să vedem cum stau lucrurile și cum arată un astfel de tabel. De exemplu, am luat două întrebări despre care dumneavoastră vorbiți și m-ați întrebat. M-am implicat în proiectele bisericii locale și îmi cunosc darul spiritual și am slujit cu el în biserica locală. Da, acesta uitându-ne este tabelul. Tabel, vedeți tabelul, da? Da. Uitați-vă cum stau lucrurile. Oamenii care, citind din stânga la dreapta, care s-au implicat în proiectele bisericii, dar mărturisesc că nu își cunosc darul spiritual, se împart în câteva categorii. Cei care niciodată nu s-au implicat în biserică pentru că nu-și cunosc darul spiritual sunt cei mai mulți, 73,5% sunt în această categorie. Oameni care nici nu-și cunosc darul și nici nu slujesc. Dar totuși există oameni care nu își cunosc darul spiritual și totuși s-au implicat uneori în slujire. Și aceștia sunt 22,4. Aceștia sunt așa numiți activiști. Oameni care sunt prezenți în biserică, care cântă în cor, care se implică în social, dar ei de fapt nu știu care este darul spiritual pe care Dumnezeu li l-a dat. Și s-ar putea să facă o lucrare care să nu fie maximală, să nu fie eficientă, tocmai datorită necunoașterii darului spiritual. Și unii dintre ei trebuie să-și descopere darul și alții poate vor descoperi că nu acela este domeniul în care ar trebui să slujească. Acum, cel mai mare procent este la cei care uneori se implică în biserică și slujesc ocazional. Dacă vă uitați exact în mijlocul tabelului, sunt 198 de persoane din 1017, adică 47,6%. Gândiți-vă că sunt oameni care se implică uneori, care slujesc ocazional, care nu-și prea cunosc darurile, dar sunt acolo. Aceasta este un eșantion care cumva ar trebui să-și clarifice lucrurile. Să-și clarifice în primul rând care este darul lor spiritual și apoi să se implice cu darul acela în biserica locală. Dacă ne uităm un pic la implicarea în biserică și probabil că sunt unii dintre urmăritorii noștri, apropo, problema asta cu urmăritorii suna foarte rău înainte de Revoluție, dacă cineva te urmărea. Acum, ne dorim urmăritori. Te urmăresc pozitiv. Da. Și fiecare ar vrea să aibă cât mai mulți urmăritori din ăștia, followers, da? Haideți să vedem cum stăm cu implicarea credincioșilor din bisericile evanghelice în biserică. Graficul ne arată că cei care s-au implicat în proiectele bisericilor locale uneori sunt de aproximativ 41%. Cei care s-au implicat de fiecare dată sunt tot 41%. Cred că rar se întâmplă să punem slide-ul. Slide-ul cu graficul, da? Avem grafică. Dacă m-am implicat în proiectele bisericii locale. De următorul grafic, cred că. Da, deci e cu roșu și arată exact procentele celor care se implică. Avem în biserică un eșantion de 17% care nu s-au implicat niciodată. Ei sunt niște simpli spectatori. Dacă se organizează un proiect, ei nu sunt acolo. Dacă se face ceva, ei au altceva de făcut. Procentul nu este foarte mare,
Dar cumva celălalt procent de 82% se împarte între cei care se implică uneori și cei care se implică de fiecare dată. Și aici cred că cu o bună organizare și cu o bună motivare am putea să-i mobilizăm pe cei care se implică doar uneori spre a trece spre cei care se implică de fiecare dată. Mi se par rezultatele aici destul de interesante și destul de bune. Nu știu, cel puțin ce știam eu este că într-o biserică undeva la 10-15% se implică în mod activ, constant, cu o claritate a darului pe care îl au și îl pun în lucrare. Văd că situația stă răsturnată și asta înseamnă că poate că suntem într-o schimbare în bine. Acum o să explic un pic din nou despre eșantion. Eșantionul cumva a fost format de biserici în general din mediul urban, din spațiul interior al Arcului Carpatic și cumva s-ar putea ca lucrul acesta să fi influențat procentele și dacă luăm la nivelul țării să nu fie chiar așa. Oricum există un principiu în economie, principiul 20-80, care spune că întotdeauna cu 20% dintre clienți faci 80% din vânzări. Eu l-am testat asta în implicarea în biserică și el sună cam așa. Cu 40% dintre oameni faci 60% dintre lucrări. Deci încă o dată, cu 40% dintre oamenii pe care i-ai în biserică, faci cam 60% din toate lucrările care le ai în biserică. De aceea avem loc pentru ceilalți pentru a crește procentul, dar oricum e mai bine decât în economie. Deci nu sunt doar 20% cu care faci toate lucrările, ci sunt cam 40% cu care faci 60% dintre lucrări. Deci pericolul ar fi într-un fel ca să fie, dacă ne întoarcem la întrebarea care am pus-o, este să avem activism, dar să nu avem slujire spirituală care să fie acea slujire prin Duhul Sfânt, prin darurile pe care Duhul Sfânt le-a dat credincioșilor. Și ce putem spune despre cunoașterea darurilor spirituale personale, că am văzut că în carte sunt grafice și pe această temă? Da, e foarte interesantă cunoașterea darurilor spirituale personale. Aici am avut în prima fază așa un pic de șoc pozitiv. Adică uitându-mă la procente și le puteți urmări procentele împreună cu mine, îmi cunosc darul spiritual și am slujit cu el în biserica locală, procentul celor care nu-și cunosc darul e de 25%. Unul din patru membri din biserica evanghelică mărturisește el singur în acest studiu că nu își cunoaște darul spiritual. Acum este un procent un pic mai mare, 27%, cei care slujesc ocazional, adică și-au găsit darul, dar totuși nu sunt întru totul implicați, ci slujesc doar ocazional. Iar cei care slujesc regulat cu darul pe care îl au, sunt aproximativ 48%. Procentul este mare, eu zic că este bun. Și m-am întrebat, s-a întâmplat ceva în ultimii ani? Cum de credincioși, și aici vorbesc despre baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, non-denominaționali, deci cam cultele mari evanghelice, au reușit să ducă procentul acesta așa de sus. Și mi-am amintit că s-au făcut foarte multe conferințe, s-au scris cărți și de-a lungul celor 30 de ani de libertate, eu cred că mulți dintre creștinii evanghelici și-au identificat care este darul spiritual. Există și chestionare care se pot aplica și la final, funcție de răspunsurile pe care le dai, îți spune care este darul sau darurile proeminente sau care este darul proeminent. De aceea cred că totuși această investiție în educație, aceste conferințe organizate foarte bine și aceste studii sociologice i-au ajutat pe mulți dintre creștini să își identifice darul. Acum, există și aici o problemă pe care eu o constat, și anume că mulți dintre cei care slujesc în domeniul muzical, de exemplu, consideră
că ei au darul cântatului. Darul cântatului nu este pe lista nici, pe nicio listă a darurilor spirituale. De aceea cumva trebuie reevaluate lucrurile după ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Nu putem să venim cu lucruri așa cum le înțelegem sau le interpretăm noi. Dar în ciuda acestei mici confuzii pe care eu am simțit-o și am văzut-o, și poate că ar fi o idee să o măsurăm într-o teză de licență a unui student sau poate într-o dizertație de masterat sau chiar o temă de doctorat, să vedem ce consideră oamenii că sunt daruri. Că s-ar putea ca acele lucruri să nu fie daruri, ci să fie abilități sau talente. Între talente și daruri este o diferență. Darurile spirituale ne sunt date în Scriptură, ele sunt clare și cumva din lista respectivă trebuie să ne rugăm și să căutăm darul nostru proeminent. Iar talentele sunt lucruri date tot de Dumnezeu și cred că aici este confuzia, că oamenii nu fac diferența pentru că atât darurile cât și talentele sunt date tot de Dumnezeu. Și atunci ei interpretează talentele pe care le au ca și când ar fi daruri spirituale. De aceea sugerez celor care sunt în categoria celor care nu-și cunosc darurile, efectiv să ia lista darurilor, fie din Romani, fie din Corinteni, da? Și să verifice, întrebându-se, acest lucru mă face fericit, mă face împlinit, îmi place să fac lucrul acesta, pentru că vin foarte mulți oameni și la mine și mă întreabă ceva de genul: frate, dar spune-mi cum să-mi descoper eu darul? Și am spus, darul îl descoperi în primul rând uitându-te în Scriptură și în al doilea rând făcând anumite lucruri în biserică. În momentul în care tu mergi la spital, da, și acolo îi încurajezi pe oameni, și vorbeam cu o soră care este acum în spital la Reșița și îmi spunea ce mare încurajare este pentru celelalte bolnave care au tot COVID și care nu vine nimeni să le dea nici măcar un pahar cu apă. Și această soră se duce și face misiune printre bolnavii de COVID, ea însăși fiind bolnavă. Dar acum, după 10 zile de spitalizare, se simte mai bine. E clar că are darul încurajării. Dar dacă te duci la spital și le zici niște lucruri de infriș pe toți de pe acolo și toată lumea pune mâna în cap, înseamnă că n-ai darul încurajării. Deci cumva nu poți să-ți dai seama de daruri numai citind și făcând teste, ci trebuie să pui în aplicare lucrurile și atunci vezi efectul care îl are în ceilalți. Pentru că în cele din urmă darul tu trebuie să-l identifici, dar ceilalți trebuie să-l valideze. Și atunci trebuie să aștepți validarea celorlalți. Și celorlalți vorbesc din trupul lui Hristos, care spun, da, într-adevăr, vedem, ai acest dar spiritual. Deci, cu alte cuvinte, cele două aspecte, implicarea în slujire și darul spiritual, au fost studiate separat, cercetate mod separat, din dorința de a defini mai clar ce face fiecare slujire și cum face slujirea, dar într-un sens cele două lucruri sunt într-o relație, pentru că dacă nu ești implicat în slujire, nu poți să-ți cunoști darul, și poți să fii implicat în slujire, dar fără să-ți cunoști darul. Deci ambele lucruri înțeleg că sunt adevărate. Procentul acela de 73%, adică majoritatea acelora care își cunosc darul, sunt implicați în lucrare. Este clar că vorbim despre trei pătrimi, adică despre un procent foarte mare. Doar că mai sunt unii rătăciți, fie că sunt activiști, fie că sunt oameni care încă nu și-au găsit darul. Pentru că nu-i ceva disperat. Faptul că nu ți-ai găsit darul poate fi doar o problemă de timp. S-ar putea ca mâine să ți-l descoperi. De aceea n-ar trebui să abandonăm niciunul dintre noi, cumva spunând, a, nu, eu nu mi-am găsit darul, deci nu o să mi-l mai găsesc. Și mai există o posibilitate, s-ar putea să descoperi unul dintre daruri și să slujești și la un moment dat în viață să descoperi că mai ai încă un dar. Pentru că există oameni care au mai multe daruri spirituale. Și de aceea toată viața noastră trebuie să fim atenți și să vedem dacă nu cumva Dumnezeu ne descoperă un alt dar pe care l-a pus în noi, care stă acolo latent și pe care nu l-am folosit până acum. Cu siguranță discuția despre daruri amplă și am putea continua mult pe această discuție. M-aș întoarce la această listă cu 10 domenii pe care le au rămas nediscutate din emisiunea de data trecută
Și aș vrea să întreb, care dintre cele 10 domenii care le avem aici, chiar avem PowerPoint-ul din nou aici, cele 10, care din aceste 10 domenii are un procent ridicat în rândul evanghelicilor? Deci am văzut data trecută cele 4, cum stăm cu citirea Scripturii, cu rugăciunea, cu postul, cu frecvența la biserică. Dar dintre aceste 10, care are un procent ridicat? Atunci când măsori, niciodată nu știi care vor fi rezultatele. Poți să emiți niște ipoteze la început, poate că ți se pare că lucrurile sunt într-un fel sau într-altul, dar unul dintre domeniile care m-a surprins în mod plăcut a fost faptul că la cele 3 întrebări legate de mulțumire, scorurile sunt destul de mari. Și vorbesc aici despre nivelul general de mulțumire, la întrebarea generală, cât de mulțumiți sunteți în general, apoi mulțumirea față de predicarea din biserica locală și mulțumirea față de imnologia din biserica locală. Toate 3 întrebările au un scor destul de ridicat, destul de mare. Tot așa avem un scor destul de ridicat la capitolul dărniciei creștine și asta m-a bucurat foarte mult și cred că este iarăși un rod al predicării și al studiului, astfel încât mulți dintre creștini și-au dat seama că lucrarea lui Dumnezeu se face și cu resurse financiare. Nu numai cu resurse financiare, dar se face și cu resurse financiare. Și creștinii din România, mare parte dintre ei, au devenit mai darnici în ultimul timp și lucrul ăsta cred că este extraordinar. Dacă ar fi să vorbiți puțin mai mult de aceste domenii care au un procent ridicat, ați putea să ne spuneți mai mult legat poate de mulțumire, pentru că e o surpriză. În general, noi românii suntem nemulțumiți și vedem tot timpul problema din spatele problemei, să spun așa. Și există o tendință spre a vedea, a pune rău înainte. Mai bine să pui rău înainte decât binele. Și atitudinea noastră foarte circumspectă față de anumite lucruri. Cum stăm? Văd că aici suntem în general foarte mulțumiți. Dacă vreți să explicați puțin mai mult aspectul acesta. Da, deci acum la nivelul de mulțumire, pe mine mă bucură că într-o țară în care nemulțumirea este la ea acasă, totuși credincioșii din bisericile evanghelice s-au deprins, așa cum spune Apostolul Pavel, să fie mulțumiți. Mulțumiți în situațiile dificile ale vieții, da? Acum este perioada asta cu COVID-ul. Nivelul de mulțumire probabil că a scăzut. Eu nu am testat acum nivelul de mulțumire. Am testat în schimb nivelul de frică. Și nivelul de frică este foarte ridicat. Deci oamenii în aceste vremuri se tem foarte tare și cred că asta le influențează nivelul general de mulțumire. Trebuie să spun că aceste chestionare le-am aplicat pe tot parcursul anului 2019, iar această criză este din martie 2020. Așa că nu pot spune cum stăm acum cu mulțumirea, dar pot spune că în situația de acalmie dinainte de 2020 și vedem graficul în ceea ce privește nivelul personal de mulțumire, am fost 12,5% de obicei nemulțumit. Deci avem și noi nemulțumiți de serviciu, 12 dintr-o sută. Avem apoi de obicei mulțumit 69 spre 70%. Și întotdeauna am mulțumit 18,39%. Și aici va trebui să fac niște observații. Eu cred că arată ca și clopotul din curba lui Gauss, în care extremele sunt mai puține și mijlocul este întotdeauna mai mare. Vedeți că dacă am trasat așa clopotul lui Gauss, așa ar arăta. Pe de o parte și nemulțumiți mai puțin și totdeauna mulțumiți tot mai puțin și foarte deci, mulți pe mijloc. Următorul slide, cred că se vede mai bine acest nivel cu mulțumirea, următoarele slide-uri. Că da. Cei care ne ascultă nu văd acest următorul slide cu acesta, graficul acesta. Despre acesta vorbeați, da. Nu? Da, deci 70%. Acum el pare că e foarte bine, dar nu e foarte bine. E bine. Faptul că avem aproximativ 70% dintre evanghelici de obicei mulțumiți, asta înseamnă că ei pot fi oricând
mutați înspre de obicei nemulțumiți sau întotdeauna mulțumiți? Ce face ca un creștin care este de obicei mulțumit să devină la un moment dat nemulțumit? Păi poate fi o pandemie, poate fi pierderea unor resurse pe care le are, a unui loc de muncă și dintr-o dată, dintr-un creștin evanghelic de obicei mulțumit, el poate deveni unul nemulțumit. De aceea eu cumva îi îndemn pe credincioșii din România să își propună ca și target, ca și țintă, să devină întotdeauna mulțumiți. Așa cum Pavel spuneam că vorbea despre el, spunând m-am deprins să fiu mulțumit. Să fiu mulțumit și în batjocuri, să fiu mulțumit și în lipsuri, să fiu mulțumit în situații și grele de viață. Cred că a fi numai de obicei mulțumit nu este suficient. Am o maximă care spune că binele este dușmanul lui foarte bine. Și cred că aici se aplică. Noi ca și creștini trebuie să țintim excelența. Nu trebuie să spunem, a, bine, e bine și așa. De obicei noi suntem mulțumiți. Dacă nu se întâmplă ceva rău în țară, dacă câștigă partidul care ne place în alegerile din 6 decembrie, dacă. Dar întrebarea este și dacă nu? Oare suntem mulțumiți și dacă nu se întâmplă ceea ce noi ne dorim? Cred că dacă ne vom duce cu un procent mai mare înspre întotdeauna mulțumit, va fi mult mai bine pentru noi. Deci, standardul lui Dumnezeu este excelența. Cu alte cuvinte, acest de obicei nemulțumit arată că fundamentul pentru mulțumire, probabil, nu este unul foarte profund și sănătos și este ancorat mai mult în circumstanțe decât în valorile solide, trainice ale lui Dumnezeu, care ne ajută să ne ridicăm deasupra circumstanțelor. Probabil că asta e una dintre explicații, nu știu. Cam așa am gândit și eu și în general în carte eu am încercat să interpretez rezultatele. Acum când numai le observi, șansele de a greși sunt foarte, foarte mici. Când dai procente, acelea sunt obiective. În momentul în care începi să interpretezi lucrurile, poți să dai niște interpretări foarte bune sau mai puțin bune. De aceea eu am dat interpretările care le-am considerat eu, dar pentru cititori i-aș îndemna să încerce să-și dea propriile lor interpretări. Adică dacă ei sunt în categoria de obicei mulțumiți, să se întrebe care sunt lucrurile care ar putea să mă scoată din acest de obicei. Obiceiurile acum, cele rele sunt rele, dar cele bune sunt bune. În sensul că dacă te-ai obișnuit cu un anumit lucru să-l faci bine, de exemplu te-ai obișnuit ca în fiecare dimineață să citești Scriptura înainte de a pleca la lucru, să te trezești cu jumătate de oră înainte și să te rogi, să ai un timp de părtășie cu Dumnezeu, acesta este un obicei bun. Și faptul că ne obișnuim să fim mulțumiți e bine, doar că dacă sunt lucruri care ne dezechilibrează, înseamnă că într-adevăr nu suntem bine fundamentați. Dacă ne tulburăm atunci când este rău, imaginea este a unei ape dintr-o sticlă, da, o sticlă transparentă. Dacă este gunoi în apă, el se decantează și rămâne în partea de jos. Ți se pare că apa e limpede. E nevoie de un singur lucru, să miști sticla. În momentul în care ai mișcat sticla, dintr-o dată vezi tot gunoiul plutind peste tot. Cam așa este și cu mulțumirea. Dacă ești întotdeauna mulțumit, nu ai ce să tulburi. Dacă ești de obicei, s-ar putea ca în anumite momente ale vieții apa să se tulbure și gunoiul să se vadă în transparența apei. Am văzut în expunerea de mai înainte că mulțumirea se arată și față de predicare. Și nivelul mulțumirea față de predici. Ce putem spune despre asta? Da, și aici am generat un grafic. Mă interesează foarte mult nivelul predicării, pe de o parte, și pe de altă parte și percepția pe care oamenii o au față de predicarea din biserică. Eu cred că și aici, după Revoluție, după 89, în ultimii 30 de ani,
Predicatorii au crescut în cultură. Am avut acces la cărți. Țin minte că pe timpul lui Ceaușescu, una dintre marile probleme ale creștinismului evanghelic din România era lipsa de acces la resurse creștine. Dacă era o carte care intra cumva clandestin în România, din Serbia sau temir de pe unde, ea trecea din mână în mână. Fiecare o citea, wow, rămânea șocat de ceea ce vedea înăuntru. O dădea la altul și citeam așa foarte, foarte mult literatura aceea puțină pe care o avem. Acum asistăm cumva la o inflație a literaturii și fiind foarte multă literatură, trebuie să avem discernământ, să știm ce alegem și ce citim. Mă revin la grafic care spune cât de mulțumiți sunteți de predicile pastorilor din biserica locală. Următorul slide este graficul. Da? Deci acel cu procente. Cu procente. 44% se declară foarte mulțumiți. 48% în general mulțumiți. În general nemulțumiți sunt 5% și total nemulțumiți, am dat extrema extremelor, sunt 2,5%. Deci una peste alta avem aproximativ 8% în bisericile noastre de oameni care sunt nemulțumiți de predicare. În general sau total nemulțumiți, nu mai contează, dar cumva ei spun nivelul de predicare este prea jos. Nu suntem mulțumiți, nu ne putem hrăni, nu putem să creștem spiritual din cauza aceasta. În momentul în care ne uităm spre partea stângă și vedem că sunt oameni foarte mulțumiți, 44% și în general mulțumiți 48%, ne dăm seama că nivelul de predicare din biserică nu este o problemă majoră. Adică oamenii apreciază calitatea predicării este foarte bună. Și aici am multe nuanțe și poate că aici ar trebui o cercetare calitativă. Să vedem ce se întâmplă. Există și o altă posibilitate, ca oamenii să fie foarte mulțumiți pentru că nu-i prea interesează sau pentru că nivelul este unul de divertisment. În momentul în care oamenii așteaptă divertisment și primesc divertisment, ei ajung să fie foarte mulțumiți. Dar lucrul ăsta nu neapărat este bun. De aceea cred că doar o cercetare calitativă și aici cumva vreau să îndemn studenți, masteranți creștini să ia astfel de teme și să le aprofundeze. Să facă niște focus grupuri, niște interviuri și să afle mai multe detalii din eșantionul respectiv. De ce oamenii sunt foarte mulțumiți? Pentru că este o predicare biblică sau pentru că este mult divertisment? Aș vrea să întreb dacă în cercetare ați făcut cumva diferența între predicatori și predicatori. Sunt oare unii cumva influențați de persoana predicatorului și persoana predicatorului aduce această stare de mulțumire și de fapt nu conținutul predicilor sau conținutul predicilor este ceea ce îi mulțumește pe oameni? Vedeți, această cercetare este doar incipientă, adică e cumva, în momentul în care mergi și îți faci analizele, mai întâi îți faci analizele de rutină. În momentul în care vezi că anumite valori nu sunt ok, mergi și faci analizele specifice. Studiul acesta s-a oprit la radiografie, la primul nivel în care vedem cum stau lucrurile. Întrebări de genul de ce stau așa, care sunt păstorii care sunt urmăriți. Și aici, de exemplu, eșantionul explică, având păstori de la oraș în general, pe care i-am evaluat, și în oraș fiind mai multe biserici, cumva au fost niște migranți dintr-o biserică într-alta și mă gândesc că mulți dintre ei și-au găsit predicatorul după stilul lor. Și acum sunt în general mulțumiți pentru că răspunde cumva. Dacă sunt oameni mai intelectuali sau care preferă o predicare expozitivă, de exemplu. Într-un oraș ca și Timișoara, cu siguranță că au 5, 6, 7 variante ca să găsească niște predicatori expozitivi. Dacă s-au transferat din biserica în care au fost, au devenit acum mulțumiți. Da, predicarea este o predicare sănătoasă, biblică, mergem prin cărți, se răspunde nevoilor noastre. La țară lucrurile sunt mai complicate.
Pentru că fiind o singură biserică, cumva toți sunt dependenți de un stil de predicare. De aceea, în mediul rural s-ar putea ca rezultatele să arate un pic diferite. Probabil că acolo singura mulțumire este n-avem ce face, lucrăm cu ce avem. Sau este ceea ce avem și probabil că asta este mulțumirea. Nu vreau să spun că asta e valabil peste tot. Și cred că sunt și în mediul rural pastori, predicatori care slujesc foarte bine. Și cunoaștem, îi cunoaștem, ei există în toate cultele, în toate cultele evanghelice și sunt de apreciați. De apreciat oamenii aceștia care depun un efort cu Scriptura, oameni care citesc pe lângă Biblie, pentru că să știți că nu-i păcat lucrul ăsta să citim literatură creștină, deși o să vedeți la punctele negative, poate că data următoare, o să vedem câtă literatură creștină citim și acolo nu suntem foarte mulțumiți de rezultate, în sensul că evanghelicii din România nu citesc foarte multă literatură creștină, în ciuda faptului că spuneam că avem acum literatură creștină de calitate. Avem librării creștine, avem librării online, deci cumva nu mai avem nicio scuză. Și pe lângă aceasta nici măcar nu avem nevoie de resurse, pentru că multe dintre aceste cărți le găsim gratuit pe diferite site-uri. Dacă dăm cărți creștine PDF, o să găsim în limba română sute, în limba engleză mii sau zeci de mii de cărți. Ne-ar trebui trei vieți să reușim să le citim pe toate, acelea care sunt disponibile în format electronic. Bineînțeles, cu o imprimantă putem să o printăm și putem să o citim și să subliniem pe ea dacă ne place, să simțim cumva foaia în mână și să nu mergem numai pe formatul acesta Kindle. Dar spuneam că nivelul de predicare este bun, dar el cumva trebuie să fie însoțit de acea atingere a Duhului peste textul biblic. Pentru că slova poate să și omoare, dar Duhul din spatele slovei este cel care dă viața. De aceea, în predicarea noastră, cred că trebuie să punem nu numai stil, nu numai retorică, nu numai studiu personal, ci trebuie să punem acea spiritualitate, acea evlavie, acea dorință ca Dumnezeu să vorbească în predicarea pe care noi o aducem oamenilor. Pentru că în cele din urmă cuvântul nu este al nostru, cuvântul este al lui Dumnezeu. Duhul este al lui Dumnezeu, cel care dă viață în predicare. Cu toate acestea, poate că o analiză calitativă ar fi necesară pentru a continua cercetarea pe care ați început-o, dar aș vrea să mă mut la următorul punct care m-a surprins și mai mult. Din topul listei de 10 aspecte pozitive cu procent mare în viața evanghelicilor, nu doar mulțumirea în general, mulțumirea personală, ci și mulțumirea față de predicator, nivelul de mulțumire față de imnologia din biserică. Aici cel puțin am avut impresia că noi ne certăm, avem dispute pe imnologie. Și spațiul acesta al închinării este un domeniu în care noi ajungem la controverse, chiar la dezbinări, separări în biserică. Cum ați ajuns aici sau cum a fost analiza? De ce oare imnologia îi mulțumește pe oameni? Da, vedeți, și eu am avut această impresie pe partea asta de conflict între generații. Deci cumva fiecare generație dorește să-și impună muzica generației respective. Și am avut impresia că această tensiune este mai mare decât a reieșit din aceste cifre. Dar m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Și să știți că problema cea mare nu este muzica în biserică. Este cumva o falsă temă a oamenilor care sunt nemulțumiți ei de ceva și cumva iau domeniul acesta muzical spunând da, muzica nu e relevantă, noi trebuie să fim relevanți pentru generația aceasta, uitați-vă,
ce cântăm noi muzică din timpul reformei de 500 de ani, normal că nimeni nu mai gustă astfel de muzică. Genurile de muzică nu sunt trecute în Biblie. Foarte interesant. Avem cuvinte, da, din psalmii lui David, cântat, ne spune cu ce instrumente trebuie să cântăm, dar nu ne dă note. Și m-am întrebat lucrul ăsta, de ce oare nu primim în domeniul acesta muzical niște partituri? Pe lângă Biblie să fi primit cartea de cântări a lui David cu acordurile de chitară și cu modul în care se interpretează. Știți de ce? Pentru că fiecare generație are responsabilitatea de a-și găsi muzica care să fie potrivită pentru generația respectivă. Și cred că această tensiune nu este așa de mare în biserici precum pare. Eu am văzut, de exemplu, biserici cu foarte mulți tineri care cântă la fanfară. N-ar trebui să zic aici în emisiune, nu, că nu este modul meu de închinare cel mai bun, dar zic așa, că e chestiune de gust acum. Sper să nu supăr pe nimeni, da? Dar cumva nu e genul meu favorit. Deși există evenimente în care fanfara poate face o treabă grozavă, da? Există evenimente, nu le spun aici, dar există, în care pot face o treabă grozavă. Dar văd mulți tineri care învață la fanfară, care merg și cântă la festivaluri, care... și asta înseamnă că încă fanfara este relevantă pentru o parte din populația din mediul evanghelic. Tot așa, am problemă cu cei cu muzica contemporană și eu sunt un adept al muzicii contemporane, pentru că ei spun că este închinare, e un stil de închinare, laudă și închinare. Și spun, lauda și închinarea trebuie să fie pe orice gen muzical. Nu trebuie să fie doar pe muzică contemporană. Noi trebuie să lăudăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și când cântăm un imn. Și multe imnuri ating inima noastră și inima oamenilor de lângă noi la fel de mult ca și o cântare făcută în urmă cu 10 ani de un autor român, dar cele mai multe dintre ele de autor străin. Da? Eu cred că trebuie să găsim această înțelegere între generații, pentru că nu genul muzical este cel care trebuie să primeze, ci trebuie să primeze mesajul și trebuie să primeze relevanța pe care acea muzică o are pentru auditoriul căruia este adresat. Pentru că la o întâlnire de tineret mi se pare absolut normal să nu se cânte cântări de înmormântare. Deci, cu alte cuvinte, e o problemă și de gusturi aici. E o problemă și de gusturi. E ca și cu mâncarea, depinde cu ce te-ai obișnuit și poate dezbaterea, disputa vine și din acest lucru. Dar dacă ne uităm pe grafic, nu mai avem focar foarte mult timp, dacă ne uităm pe graficul respectiv, cât de mulțumiți sunteți de imnologia din biserică, vedem... 43% sunt foarte mulțumiți. 50% aproximativ sunt în general mulțumiți. Adică mai e câte o cântare care nu le place și cred că aici este cumva demn de observat faptul că mulți sunt în general mulțumiți pentru că bisericile au hotărât, și asta văd eu mergând prin țară, bisericile au hotărât cumva să cânte cântări și mai vechi și mai noi. Și de aceea cred că majoritatea sunt în categoria în general mulțumiți, pentru că se regăsesc cumva după ce a fost o perioadă după Revoluție în care oamenii cumva au respins tot ceea ce venea din vest, au respins tot ceea ce era diferit de ceea ce cântau ei. Acum a venit momentul în care găsești în toate bisericile și cântări mai tradiționale și cântări contemporane și de aceea procentul celor mulțumiți eu cred că a crescut în ultimii ani în Biserica lui Hristos. Foarte interesant această creștere în ceea ce privește mulțumirea față de imnologie. Ați mai afirmat ceva foarte important tot în topul listei cu aspecte care aș spune eu că sunt plusuri în bisericile evanghelice din România, dărnicia creștină. Și la fel am fost surprins, pentru că știam că poate noi nu suntem atât de darnici. Cum stăm cu dărnicia? Cum stau rezultatele în ceea ce privește dărnicia?
Dărnicia în bisericile creștine, și vorbesc aici procentual, din veniturile pe care oamenii le au, a crescut în ultimul timp. Astfel că vedem cumva o balansare a procentelor înspre cei care dăruiesc zecială, 30,5%, și cei care dăruiesc, uitați-vă cu atenție, peste E graficul aici 10% cu din venituri, dărnicia. 27%. Asta arată că oamenii încep să facă distinție între zeciuială ca și un minim necesar și dărnicie peste zeciuială. Deci discutăm dintr-o dată despre 57% dintre evanghelicii din România, și aici vorbesc și despre baptiști și penticostali și creștini după Evanghelie și biserici non-denominaționale, care dăruiesc într-un procent semnificativ. Și asta arată o înțelegere a nevoii de implicare financiară în a putea face proiectele de evangelizare, în a putea face proiectele sociale, pentru că multe biserici sunt implicate în multe proiecte, fie evangelistice, fie sociale, și cred că înțelegerea actuală a lucrurilor este una dătătoare de speranță. Nu că n-am putea să mai mutăm dintre cei 42% înspre celelalte două coloane. Dar pentru mine a fost grăitor faptul că evanghelicii din România încep să înțeleagă că banul este o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă oamenilor, dar nu pentru a păstra totul pentru ei, ci pentru a putea fi o binecuvântare la rândul lor pentru alții. Și când înțelegem principiul acesta, că noi trebuie să fim o binecuvântare, eu cred că vom fi folosiți de Dumnezeu într-un mod deosebit în anii următori, nu numai să fim niște receptori ai finanțărilor externe, ci noi înșine să devenim niște oameni care să investim în proiectele bisericii noastre, dar și în proiectele din afară. Și cred că România deja a dovedit în sute de locuri din această țară care susțin misionari în afara României, care trimit misionari în afara României, care construiesc orfelinate în afara României și spitale în afara României, și lucrul ăsta este dătător de speranță. Oamenii au înțeles cum să folosească banii și resursele, nu numai într-un mod egoist, ci înspre binele celorlalți. Probabil că exemplul care l-am avut în cei care au dăruit pentru noi din afara țării și acest lucru a fost motivator și ne-a învățat că și noi ar trebui să facem la rândul nostru acest lucru și să susținem proiectele care le avem, lucrările pe care le avem în biserică, proiectele misionare. Foarte interesant aceste patru lucruri. În seara aceasta ne-am uitat la care sunt elementele de top în spiritualitatea evanghelică din România. Mulțumire personală, am spus. Al doilea care era legat de Mulțumire de predicarea din biserică, mulțumire de imnologia din biserică și dărnicia creștină. Acestea sunt cele patru elemente la care ne-am oprit astăzi. Cred că mai avem de discutat mult și așa că vă propun să mai avem o emisiune și să continuăm discuția noastră pe aspecte care sunt minusuri, poate, în spiritualitatea din România și câteva soluții, poate. Până atunci, vă mulțumesc că ați fost cu noi seara aceasta, vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit și suntem într-o perioadă a Sărbătorii Mulțumirii. Facă Dumnezeu ca mulțumirea noastră să crească. Am văzut că trei elemente dintre cele menționate sunt legate de mulțumire și al doilea este legat de dăruire. Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori și darnici și să continuăm să creștem în aceste dimensiuni. Vă doresc tuturor o seară bună, mulțumim lui Dumnezeu pentru această discuție, vă mulțumim și celor care ne-ați urmărit. În continuare o săptămână bună și Dumnezeu să vă binecuvinteze.